Vă salut! Am ajuns în vremurile în care jumătate din reclamele de la televizor sunt la medicamente și fiecare bloc are măcar o farmacie. Este atât de ieftin și de ușor să ne procurăm kilograme de medicamente singuri, încât uităm să mai întrebăm un medic despre ce ni se poate întâmpla. Farmaciile nu sunt de bună credință. Nu e vreo conspirație reptiliano-masonică, dar și farmaciile, ca și aprozarele și patiseriile, au interesul să vândă cât mai mult, iar doamna cu halat îți va recomanda întotdeauna ce e mai scump și mai mult, pentru că în școală a studiat în mai mare măsură marketingul decât medicina și chimia. Medicamentele luate după ureche și excesul lor vă pot fi fatale atât imediat cât și pe termen lung. Și doctorii au greșit scheme de medicamente omorând oameni. Dacă ei, după ani de școli în domeniu, au pățit asta, recunoașteți, dragilor, că și voi împreună cu farmaciștii, lipsiți de orice studii și urmă de cunoștință în domeniu, sunteți capabili să vă faceți mult rău administrând aceste pastile. Vă dau câteva exemple de medicamente banale care vă pot fi fatale dacă nu le administrați cum trebuie. Primul este paracetamolul. Atât de normal și de nelipsit din casele voastre, precum hârtia igienică și detergentul de vasă. E util pentru răceală, dureri de cap, dureri menstruale și aproape nelipsit din casele noastre, însă puțin știu că dozele mari sunt hepatotoxice. Supradoza de paracetamol este cea mai frecventă cauza insuficienței hepatice. Această afecțiune, care poate fi fatală, se manifestă prin dureri abdominale, vărsături și icter. Citește cu atenție prospectul medicamentului pe care îl iei și nu depăși sub nicio formă doza maximă recomandată. Ține cont că paracetamolul se găsește sub diverse denumiri comerciale și nu combina mai multe produse cu același conținut. Medicamentele pentru ulcer, precum Omeran, Omez, Lansap, Controlog, inhibitori ai pompei de protoni, pe care obișnuim să-i luăm și pentru arsuri gastrice. Puțin știu că aceste substanțe pot da dependență numai câteva săptămâni, ci că ele împiedică absorbția mineralelor și vitaminelor, ceea ce poate duce în timp la carențe grave. Nu folosi medicamente din această categorie mai mult de 4 săptămâni în continuu. Dacă ai arsuri la stomac, folosește antiacide. Antihistaminicele. Te scapă rapid de simptomele alergiei, însă cele din general stile mai vechi, care conțin difenhidramină, îți dau o stare de amețeală. Pe lângă faptul că este neplăcut, această senzație îți afectează capacitatea de concentrare, necesară atunci când conduci, de exemplu. Fiți atenți la prospect și urmați toate indicațiile, inclusiv cele referitoare la capacitatea de a conduce autovehicule. Acestea se iau de obicei seara înainte de somn. Antiinflamatoarele nesteroidiene sunt foarte utile pentru dureri și răceală, dar dozele mari administrate pe perioade îndelungate îți pot afecta serios stomacul. Aceasta este a doua cauză ca frecvența ulcerului gastric. De asemenea, dozele mari îți pot afecta inima și rinichi. Antiinflamatoarele nesteroidiene se administrează după masă sau măcar după un pahar cu lapte. Nu se iau mai mult de 10 zile consecutiv fără a cere sfatul unui medic. Aspirina. Oameni care au crezut că o răceală se vindecă mai bine cu 5-6 aspirine decât cu una singură, nici nu au mai simțit efectele răcelii din pricina hemoragiilor digestive severe care i-au secătuit de puteri și i-au adus la un pas de moarte. Acestea au fost 5 exemple de medicamente care pot fi letale administrate necorespunzător. Acum vă prezint câteva combinații de medicamente foarte periculoase care iar vă pot pune viața în pericol. Antideprimante cu analgezice. Unele antideprimante funcționează prin creșterea nivelului de serotonină, hormonul fericirii, în creier. Anumite analgezice procedează exact la fel, conducând la o stare de bine. În cazul în care se combină antideprimantele cu analgezicele, rezultatul este un nivel exagerat de serotonină, ceea ce va duce la o stare de agitație, creșterea temperaturii corpului, a ritmului cardiac și a respirației. Analgezice cu medicamente anti-anxietate. Ambele tipuri de medicamente acționează ca sedative, ceea ce înseamnă o adevărată eliberare dacă ești anxios, ori au dureri puternice, ca după o intervenție chirurgicală.
însă pastilele pot reduce ritmul cardiac și respirația, uneori la nivele foarte scăzute. Medicamente de reducere a colesterolului și pastile antifungice. Cele două medicamente combinate pot cauza slăbirea musculară ori afecțiuni grave ale rinichilor. Analgezice cu medicamente antianxietate, cu medicamente care relaxează mușchii. Toți medicii știu că o astfel de combinație s-ar putea dovedi mortală. Cu toate acestea, un pacient le-ar putea lua pe toate trei prescrise de medici diferiți, dacă, să spunem, se confruntă cu dureri de spate și se luptă cu un stres mare la muncă. Acum să discutăm despre ce face rău organismului nostru pe termen lung. Antibioticele. Studiile recente au demonstrat că unele antibiotice conțin substanțe care pot determina reacția alergică. Din această cauză este important să te asiguri că nu ești alergic la una dintre substanțele din care este compus antibioticul prescris. Dacă nu vei acționa în acest mod, este posibil ca starea ta să se înrăutățească după administrarea antibioticului și să se confrunte cu simptomele alergiei. Vă prezint 5 efecte negative ale antibioticelor. 1. Afectează sistemul imunitar. Sistemul imunitar are rolul de a proteja organismul de infecții, bacterii, microbi sau viruși, motiv pentru care este important să-i asigure o alimentație corespunzătoare și un stil de viață sănătos. Totuși, în cazul în care îți administrezi antibiotice, trebuie să știi că acestea vor opri procesul de apărare a sistemului imunitar și vor prelua ele lupta împotriva bacteriilor și a microbilor. Din această cauză, se consideră că antibioticele nu sunt recomandate copiilor a căror sistem imunitar se află în plină dezvoltare. 2. Organismul se obișnuiește cu antibioticele. Un alt aspect extrem de important pe care unii pacienți îl neglijează este faptul că organismul se poate obișnui cu antibioticele respective, astfel încât efectul lor va scădea. În urma unor cercetări medicale, s-a observat faptul că persoanele care au obișnuit să-și administreze antibiotice ori de câte ori considerau că este necesar, au determinat ca bacteriile să-și construiască un sistem de apărare, determinând ca efectul medicamentelor să devină aproape nul. De aceea, medicii nu recomandă autoadministrarea de antibiotice și de obicei încearcă să le administreze prin rotație, astfel încât organismul să nu se obișnuiască cu ele și să-și formeze un sistem de apărare. 3. Distrug flora intestinală. Datorită compoziției chimice, antibioticele distrug atât bacteriile cât și flora intestinală, care are rolul de a îmbunătăți sistemul digestiv, degradând resturile alimentare nedigerate într-o formă în care acestea să poată tranzita pereții tubului digestiv, ajungând în cele din urmă la sistemul vascular. De asemenea, flora intestinală contribuie la buna funcționare a sistemului imunitar și de aceea nu este recomandat să fie afectată de antibiotice. 4. Pot afecta sistemul digestiv. Unele antibiotice sunt foarte puternice și de aceea ele pot afecta sistemul digestiv, în special stomac. De aceea este indicat ca înainte de a lua antibiotice să te asiguri că ai mâncat suficient. Din păcate, multe persoane comit această greșeală și administrează antibiotice fără prescripția medicului și fără a consuma anumite alimente înainte. 5. Antibioticele pot favoriza apariția cancerului. Conform unui studiu recent realizat de Asociația Americană de Medicină, unele antibiotice administrate prea des ar putea determina apariția cancerului la sân. Se pare că acestea conțin substanțe care dăunează organismului și determină îmbolnăvirea celulelor. Trebuie să menționăm însă că aceste cercetări se află în plină desfășurare, iar acest efect negativ încă nu a fost recunoscut în mod oficial. Așadar, precum poți observa, antibioticele pot determina și efecte negative asupra organismului copilului. Este adevărat că acestea sunt utilizate pentru a combate anumite bacterii sau boli, însă mereu trebuie să ții cont de prescripția medicului și să încerci să apelezi pe medii naturiste, înainte de a-i administra copilului un tratament bazat pe antibiotice. Un alt aspect de care ar trebui să ții cont atunci când decizi să apelezi la antibiotice este că acestea trebuie administrate timp de cel puțin 3 zile, odată la 12 ore, fiind foarte important ca aceste medicamente să fie administrate regulat pentru a avea efectul scontat. Fiecare antibiotic are o anumită compoziție chimică și de aceea este recomandat să verifici cu atenție reacțiile adverse, indicațiile și modul de administrare. Cam atât în episodul de astăzi.
Puteți avea încredere în medicul dumneavoastră, însă trebuie să fiți conștienți de toate medicamentele pe care vi le prescrie și asigurați-vă că acestea nu sunt periculoase pentru sănătate. Dacă v-a plăcut, apăsați clopoțelul și butonul de subscribe. Pe data viitoare!